E prima oară când zic chestia asta, că mi-am schimbat numele. Așa. Trebuia să fac un clip despre asta, dar uite. Și te cheamă? Te dădăm? Mihai Alexandru Haș. Super. Uite, am venit cu ceva pentru tine. Ia. Ia să văd dacă recunoști personajul. Este un interviu la Zona IT în 2012. Tocmai venisem de la parașutism, părul mi-era foarte ciufulit. Probabil m-am dat într-o decapotabilă sau ceva. Și fii atent ce mustață și barbă n-aveam. N-aveam dicție, nu găseam cuvintele. Gândește că eram o persoană obișnuită din Deva care n-avea legătură cu media vreodată. Și acum trebuie cum să ești? Fiu forțat să... Acum nu mai ești o persoană obișnuită? Ba da, acum sunt o persoană obișnuită din București. Ia, dacă ar fi așa să asociez cu un cântec ceea ce faci acum. Cu ce cântec l-ai asociat? Ceea ce fac acum? Da. Tu, acum, peste 5 ani. Ia, fredonează-mi și mie un pic. N-am voce, da. Hai, okay, hai un pic, că te ajut și eu. Nu știu. Na. Da, așa. Hai, încă o dată. O pot să o bat pe rap. Hai. I'm on the highway to hell. Așa. Yeah! Ok, când ai devenit vedetă sau, mă rog, cunoscut? Nu sunt vedetă. Nu cred că a fost neapărat un moment... A fost o creștere progresivă. Uh-huh. Pe tot parcursul carierei mele, dacă vrei, de YouTuber, n-am avut un spike în popularitate. A fost o creștere progresivă. A fost mulți factori care au contribuit cât un pic la creșterea asta. Eram cu drupii la Play, la o pizzerie din Deva. Și a venit cineva să-mi ceară autograf și nu știam ce să scriu la om acolo, că nu dădusem în viața mea un autograf. Ce am scris drup? Să crești mare și să ne urmărești în continuare. Cred că așa... Exact! Extrem de inspirat. Asta am scris, da. Apple sau Android? Amândouă. Facebook sau Instagram? Depinde. Și acolo. Sunt momente și momente. Dar le folosesc amândouă. Mai nou Instagram îmi place mai mult decât Facebook. Steve Jobs sau Bill Gates? Din nou, două oameni foarte diferiți. Amândoi. Nu pot să aleg. Ca și cum ai pus să întreb mama și tata. Bine, mi-e mai ușor, sincer, decât între Steve și Bill Gates. Glumesc. Exact. Brunetă sau blondă, să nu spui amândouă. În același timp. Asta a fost suplimentară. Da, nu știu. Iar, din nou, mi se pare că fiecare femeie are farmecul ei. Bun. Ultimul FIFA sau întâlnire amoroasă? Cineva a oftat în spate acolo. Adică... E greu. Bă, e greu, uite. Hai. O întâlnire amoroasă în timp ce joc FIFA. Câte conturi de social media ai? Deci YouTube, 2 conturi. Așa. Instagram, Facebook, Snapchat, nu mai folosesc. Da. Mi-am făcut pe Musical.ly, nu mai folosesc. Așa cam de social media cam aia. Intri în panică dacă nu îți merge GPS-ul? Dacă sunt într-o pădure, dacă sunt în pădurea Baciu, de exemplu, probabil că aș intra un pic în panică dacă nu mai merge. Asta am fost la un service auto și am zis, bun, mă duc încolo să văd unde mă duce drumul și am ajuns într-o zonă în care erau trei munți de gunoaie în stânga-dreapta, un bloc în care... Deci, îmi imaginam o scenă din aia din Bronx, știi? Când erau toți copiii pe afară cu mama, tata, cu toată lumea și au vandalizat un hidrant, știi? Și ieșa apa din hidrant și ei făceau acolo baie și duș și eu treceam cu mașina, s-o tot așa la mine și aveam niște băiețeași care se puneau așa în mijlocul drumului un pic, da. Ce ai zis, mamă, ce am la mine? Am zis, frate, aici rămâne. Te-ai gândit așa? Ce faci dacă vine aia să se ia de tine? Da, m-am gândit. Și? Am blocat ușile și am zis... Păi și cum ai ieșit de acolo până la urmă? Da, uite așa, cu mașina, cu a doua la relanti, fiindcă se dedeau oamenii în stradă foarte greu. Că da, nu te-ai uitat în stânga, se dreapta. Se uitau dubios la mine, știi, așa. Și nu poate să dedeau de o parte, știi? Uh-huh. Trebuia să mă apropii de ei foarte mult cu mașina, că se dea așa, făceam așa un pas în spate, urmăreau, se uitau la mașină, știi, se uitau cine la volan, era... Și? Cât te-ai uitat în spate după ce... Deloc. Și faza era că era și după ce s-a dat toți la o parte, i-am călcat-o și era și un drum foarte prost. Și tu l-am trecut prin aia, mă interesa, suspensia. Să ajungi mai repede. Da. Așa, ok. S-a interesat să-i testezi, să te joci la computer? Da. Ai apucat vremurile? Da. Și cum se întâmpla? Am apucat vremurile care ce? Care era computer? În care spuneau, treci la culcare, lasă computerul? Da, doamne, deci am apucat vremurile în care era dial-up. Și urla taică-mă pe mine să închid internetul, că nu merge telefonul. Așa. O știi pe aia? Că trebuie să primească un telefon și nu merge. Știi? Era în caterincă maximă. Da. Trei nume care îți plac în momentul ăsta pe piață.
trei nume de vlogger care îmi plac în momentul ăsta. Zaya Fett, Andrei Cosmin, Cristina Lămășan. Și zi-mi și câte un cuvânt care a caracterizat pe fiecare. Zaya Fett, underrated. Ok. Cristina? Cristina, un cuvânt care l-a descris-o? Nebună. Ce ți-a făcut? Nimic, numai de bine, într-un mod foarte pozitiv. Adică femeia e chiar foarte caterincă și clipurile pe care le face, adică sunt absolut nebunești. Într-un mod foarte bun, pozitiv. Așa, și cel de-al treilea? Andrei Cosmin, părerist. Are așa o viziune interesantă asupra lumii. Zici mie un sfat așa care ți-a rămas pe creier sau nu știu, o chestie dintre aia, un aforism, apropo de bani, care te, știu cum ți l-ai scrie tu pe perete la birou. Nu cred că neapărat apropo de bani, eu cred că poți adapta principiile astea la absolut tot ce-ți dorești în viață. Dar în principiu, o frază care îmi place foarte mult zice că circumstanțele nu contează, doar starea de spirit contează. Adică modul în care tu privești circumstanțele din viața ta va fi modul în care o să reflecte realitatea acelele lucruri. Adică ceea ce ești, jur, ceea ce trăiești, ești ceea ce simți, ești important ceea ce vezi, este ceea ce simți. Da, tu cum ești? Da, foarte bine, da, da. Azi, de exemplu, am fost foarte inspirat, am avut o perioadă în care căutam niște răspunsuri la niște lucruri. Scriu o carte eu și am nevoie de niște lucruri. Care asta ai mai spus-o și pe asta sau? Nu. Scul, deci am nume. Dan, câte ai, Dan, nu-i bine. Ok, scrie o carte. Da. Mamă. Da. Îți fii prima carte și făcută de YouTuber în România. Și ce, ai colțul tău de scritor, așa, ești cu mașină de scris sau pe laptop? E mașină de scris, da, sunt pe laptop. Așa, și scrii în fiecare dimineață, ai program dintr-o la regulat sau ești un scriitor dezordonat? Sunt destul de dezordonat, fiindcă avea nevoie de inspirație și mă tot sună editura și mă tot întreabă când e gata și avea nevoie de inspirație. Și astăzi de dimineață chiar mi-a venit așa o chestie pe care o așteptam de foarte mult timp și în momentul în care simți, nu știu dacă știi, simți, da, domnule, asta e. Și ești aproape gata cu cartea? Mai am descris vreo 50 de pagini. O să fie și în engleză cartea. Deci doar în engleză sau și în engleză? Și în engleză. Și atunci cartea este despre ceea ce faci sau despre Mikey the Man? Cartea este despre cum i-a schimbat YouTube-ul viața. Ah, cool. Și cum a... Și ce am învățat de pe YouTube, nu, și nu numai. Adică pentru mine YouTube a fost cea mare educator. La un moment dat ai deraiat un pic de la valorile tale? Da, sincer, da. Adică când am văzut că începe să fie foarte puternic trendul ăsta cu conținutul la limită sau chiar sau clickbait, am încercat și eu să văd, să așa, știu, dip my toe, să văd dacă. Și am făcut niște clickbait-uri la, de exemplu, la clipuri. Au mers, dar în același timp au mers, bă, e clickbait, las-o încolo, e aiurea să faci asta, știi? Și mi-am dat seama totuși că într-un final, bine, am încercat, dar nu e pentru mine. Cum crezi că o să fie la un moment dat părintele Mikey? Crezi că o să fie în stare să managerezi relația asta? Cu copilul meu? Da, adică dacă îl găsești uitându-se la cine știe ce porcării pe YouTube, așa îți imaginezi cam ce reacție și discurs ai putea să ai? Da, o să zic, aoleo, săracule, la asta te uit, stai să arăt eu, mă, băiatule, ceva șmecher. Așa. Ai fost vreodată pe punctul să zici, gata, nu mai fac? Sau m-am plictisit? Sau... Și ce te-a dus mai departe? Diferiți factori. Prima oară când am avut o criză din asta a fost echipa mea de la, cu care lucram la Deva. Mi-am zis, bă, ești tâmpit, cum să faci asta? După care, na, diferiți factori. Cred că oricine are o criză din asta existențială la un moment dat. Dar ai nevoie de o zi, două, să te calmezi și după aia... Și să-ți revii. Da, găsești prioritățile. Cea mai nouă obsesie pe partea asta de tech, de IT? Dar poți zic cea mai nouă obsesie în general? Da. Vreau să-mi iau brevetul de pilotaj și să-mi iau avion. Ai tăi înțeleg ce faci? Da, da, da. Sunt mândri de tine? Da. Te urmăresc? Da. Ce-a zis maică-ta prima dată când s-a uitat la filmarea de-a ta? Nu știu ce a zis maică-ta exact, dar știu ce a zis taică-mi. Eu a zis că sunt nebun și că îl fac de rușine și că trebuie să mă opresc. Așa. Mă fac de rușine pe internet. Să-ți mai bași mințile în cap dacă da, e cazul, nu? Da, da, și am o vârstă în 24 de ani, adică nu înțeleg ce fac. Da, și între timp au trecut încă 6, nu? Că tu ai 30 da, în momentul ăsta. Da. Și după 6 ani ce spune? Păi, uitate! Cum te simți la 30 de ani? E împlinit? E împlinit, nu? Anul ăsta. Da, da, da. Tot timpul am avut... Adică ai praguri de-astea? 30, 40, 50? Ai planuri făcute? Da, eu am avut o chestie că
în toată perioada, până la 30 de ani, nu mă simțeam foarte confortabil cu mine. Uh-huh. Diferite issues-uri pe care le aveam. Și am încercat, ușor, ușor mi-am rezolvat pe toate și pe toate, mă rog, câte am putut din ele. Și știam cumva de pe la 20 și ceva de ani, știam, nu știu de ce naiba, aveam așa o chestie, că viața mea, cu adevărat, va începe de la 30 de ani. Uh-huh. Și până atunci este doar așa un fel de pregătire, un fel de modelare, un fel de prefață. Și de la 30 de ani încolo o să fie cu adevărat înflorirea vieții mele. Și până acum am avut, ce puțin anul ăsta, a fost de departe cel mai grozav an din viața mea. Simt nevoia să dau înapoi. Adică eu simt că în România există foarte mult potențial, în poporul român. Și simt că oamenii care au realizat ceva în viața lor, e cumva de datoria lor să îi ajute și pe cei din jurul lor, să ajute și comunitatea din care au crescut. Uh-huh. Aș vrea cumva să trecem la subiecte mai serioase și să înțelegem că totuși, de la o vârstă încolo, avem o responsabilitate. Și crezi că publicul tău e pregătit pentru asta? Nu știu dacă tot, dar nici nu prea mă interesează. Adică dacă informația pe care eu am de transmis ajunge la 10% dintre ei, pentru mine eu sunt mulțumit. Înțeleg că toată vara ai stat în renovări. Da. Ce pregătești? Ne-am dezvoltat foarte puternic anul ăsta și anul viitor este în plan o dezvoltare și mai mare. Uh-huh. Ceea ce am încercat să facem a fost să creăm un spațiu în care putem să beneficiem de niște ustensile profesionale ca să ne creăm contentul cât mai ușor și cât mai profi. Și pe lângă asta, în jurul meu s-au adunat niște creatori de conținut care au rezonat cu mesajul nostru și cu echipa noastră și care sunt în momentul ăsta la noi în echipă, la Viral Studios. Și da, ne dezvoltăm într-o direcție de, dacă vrei, televiziune online, într-un final. Salut, sunt Mikey H și vă urmează să vă luați zona IT. Te-ai prins?